iarna la munte. Meteorologii au prognozat aceste ninsori încă de acum două zile. Avem și harta cu valul de aer rece. Mie îmi place foarte mult culoarea albastră, dar nu pe hartă. Nu acum, da. Nu pe hartă, nu anunță lucruri bune. Dar prezența acestei mase de aer rece. Meteorologii ce spun? Sunt temperaturi normale pentru această perioadă? Sunt fenomene normale? Pentru că trebuie să recunoaștem, anul ăsta au cam fost date peste cap anotimpul. Exact, s-a cam împins vara. Sper să fie toamnă normală, să revenim cumva la normal. Vara a început un pic mai târziu, toamna a fost una lungă și foarte frumoasă. Sunt pe alocuri temperaturi apropiate de normalul perioadei prin regiunile vestice. Acolo astăzi se vor atinge 14-15 grade, dar scad temperaturile foarte mult în regiunile extracarpatice și acestea vor fi în următoarele 2-3 zile sub cele normale. În anumite zone, înțeleg că cu până la 10 grade mai scăzute. Adică valul ăsta de aer foarte rece influențează destul de mult temperaturile din zona țării noastre. Observăm însă că el este în extindere către toată Europa. Uh-huh. Deci, practic, este un episod de iarnă mai peste tot. Important e să fim informați. Mulțumesc foarte mult, Denisa. Și eu îți mulțumesc. Așa.